bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Dragi prieteni, bună dimineața! Iată ce ne spune interlocutorul meu din această sâmbătă. Deși arată istovit, descurajat și uneori se poartă egoist, omul contemporan are încă dorința de a găsi și de a da sens vieții. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, părintele profesor Wilhelm Dancă, bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mă bucur că ne-ați găsit, părinte, pentru că vor fi fiind 2-3 ani de când încerc să vă aduc la Cărturești să ne fiți oaspete. Mai exact, cred că de prin 2016, când președintele Iohannis a avut buna inspirație să vă confere ordinul de cavaler în serviciu credincios. Și cred că tot în acel an, 2016, ați devenit și membru al Academiei Europene de Științe și Arte de la Salzburg, nu? Exact, da. Cavaler, dar fără cal, cum obișnuiesc să spun. Deci am fost onorat de președintele României atunci cu acest ordin. Și după asta a venit și invitația de a deveni membru al Academiei de la Salzburg, unde prima dată mi-a atras atenția Papa Benedict al XVI-lea, care și el e membru în continuare al acestei academii, alături de alți cardinali, cum ar veni Walter Kasper. Bună dimineața! Bine ați revenit la grădina. Bună dimineața! Bună dimineața! Un espresso și apă plată pentru mine. Și mie, ca de obicei, cappuccino, mulțumesc! Mulțumim! Chiar m-am uitat la anturajul atât de select, elitist al acestei academii europene, și m-am bucurat că dumneavoastră sunteți acolo, un român. Sunteți din 2013 și membru corespondent al Academiei Române și că ați fost rector al Institutului Teologic Catolic, decan al Facultății de Teologie din cadrul Universității București. Sunt foarte multe poziții oficiale, ca să spun așa, și merite și foarte multe cărți. Mi-ați dat ceva de lucru în săptămâna asta care se încheie, pentru că trebuie să vă spun, dragi prieteni, numărul impresionant. Sunt 19 cărți, dintre care vreo 12, cred, de autor și 7 în colaborare, fără să număr articolele și contribuțiile din presa de specialitate, și cred că n-am omis nimic, cred că am numărat bine, părinte. Nu le mai țin așa acum minte numărul, dar acolo suntem, da. Mulțumesc. Și în continuare am proiecte deschise, mai lucrez și la alte cărți și de autor și împreună cu alții. Sigur, mi-a plăcut să stau în preajma unor oameni, așa cum a spus dumneavoastră, remarcabili din anumite puncte de vedere care mie îmi sunt dragi, cum ar fi cel al, să zic, al spiritualității, al filozofiei, al teologiei, al culturii. De la ei am vrut să învăț, adică să stau la umbra unor mari personalități și să mă las inspirat cumva de viața care pulsează în ei. Sunteți modest, pentru că dacă mă gândesc exact, ca să dau numai o referință celor care ne urmăresc, la teza dumneavoastră de doctorat, care are deja ceva vechime, dar o actualitate, vechime în timp, dar o actualitate extraordinară, pentru că vă mărturisesc, grație acestei definiții sacri, eu am înțeles cu rigoare, în primul rând, raportul dintre Mircea Eliade și Nae Ionescu și apoi toate conotațiile și încărcătura pe care homo religiosus al lui Eliade o are într-adevăr. Și de aici întrebarea mea, cu care putem să pornim în campionatul dumneavoastră de astăzi, că tot vă place sportul. Da. De ce ați ales un filozof pentru doctorat și nu un teolog? Cred că e providența la mijloc. Și înscrierea mea la Universitatea Gregoriană din Roma a fost providențială.
Eu am plecat la studii la Vatican, dar nu aveam bine precizat din partea episcopului. Ați plecat pentru masterat, nu? Prin 92, da, spun exact, corect? Da, da, da. Pentru masterat, în toamna lui 91, mai exact, în octombrie, dar nu aveam precizat bine specializarea. Preasfințitul Gergel, care m-a trimis, mi-a zis, mergi și studiază și te întorci, după care să ne ajuți aici în instituțiile noastre de învățământ superior. Căutând o universitate la care să mă înscriu, era imediat după 90, vă dați seama, nici noi nu știam cum se face, cui să te adresezi, la cine să cere. Erau multe cețuri, dar știați italiană, pentru că am văzut în ce italiană superb ați redactat această teză, dincolo de faptul că are o sumă cum laude, nu-i puțin lucru. Da, da, da. Sigur, italiana o învățasem deja acasă, într-un anumit fel, prin lecturi personale, prin studiu personal. Acolo am perfecționat limba italiană. Și cum spuneam, mergând spre o universitate, am întâlnit un student care era îmbrăcat cu clergyman, așa cum sunt îmbrăcat eu acum. L-am salutat, l-am întrebat unde merge, mi-a spus că merge la Universitatea Gregoriana, zic eu nu știu drumul, aveam o hartă și zic că aș vrea să ajung și eu acolo, cum fac? Păi vino cu mine și am mers împreună. L-am întrebat, tu ce studiezi? Filozofie. Când am ajuns acolo, filozofie studiez și eu. Și m-a convins foarte, foarte mult decanul facultății de filozofie, care era pe atunci actualul episcop Peter Henrici, născut în Transilvania și emigrat în Austria cu părinții la o vârstă fragedă. Era așa bucuros să întâlnească un român după evenimentele din România din 89, încât simpatia lui și dragostea lui așa de a sta de vorbă cu un român m-a cucerit și m-am înscris la filozofie. L-am ales pe Mircea Eliade pentru că în anul dintre, să zic, bacalaureatul așa, la liceu și înscrierea la facultate, am avut fericirea să primesc un rezumat al concluziilor lui Mircea Eliade la Tratatul de istoria religiilor în franceză. Cu alte cuvinte, cineva v-a dăruit asta la Buruienești, acolo lângă Roman? Da. Și asta v-a schimbat viața. Absolut, da. Și așa m-a impresionat ce spunea Mircea Eliade în acele concluzii, și în limba franceză, pare că, nu știu, suna autentic, ceva așa, universal, adevărat și toate astea, încât am zis, dacă voi avea vreodată ocazia să studiez mai mult, de Mircea Eliade mă voi ocupa. Și asta am făcut. Aveți abilitare pentru îndrumător de doctorat, cam de prin 2005, dacă am socotit eu bine, da. Și pentru teologie și pentru filozofie. Da, în 2005 am obținut abilitarea în filozofie și de vreo câțiva ani, așa, și abilitarea în teologie, specializarea teologie fundamentală. Asta, sigur, pentru că am fost solicitat. Mulți vroiau de la teologie să studieze cu mine și atunci am căutat un culoar în care se încadrează cercetările mele, în așa fel încât să pot dezvolta ulterior cu doctoranzii alte proiecte de cercetare. Pe teologie aș vrea să rămânem mai mult astăzi, nu doar pentru faptul că suntem doar cu câteva zile înainte de sosirea Papei Francisc la București, ci și pentru că mă interesează pe mine și cu siguranță și pe cei care ne văd și ne ascultă, cum face față creștinismul acestui început de mileniu atâtor provocări contrarii care vin spre el. E un principiu sau un adagiu hermeneutic medieval, valabil și în zilele noastre, care sună astfel, oportet filozofare in teologia. Deci trebuie să filozofăm în teologie. Teologia nu e o lectură abruptă, așa radicală, fundamentalistă a textelor sacre, ci e o interpretare. De aceea și biserica e ceea ce este astăzi, pentru că este rodul unor neîntrerupte interpretări. Hegel spunea că toată filozofia n-ar consta în altceva decât într-o șlefuire a conceptelor. Vă dați seama, deci niște așa iubitori de pietre prețioase, dar de data asta în planul gândirii, sunt și filozofii și teologii și apoi le distribuie, le împart celorlalți. Pentru că, în definitiv, și teologia nu e un discurs atât de convingător, să zic așa, sau de logic care să-i smulgă cuiva consimțământul cum face filozofia. Teologia lucrează mai degrabă cu aceste pietre prețioase șlefuite de filozofie și apoi atrage.
De aici și misiunea bisericii, dacă vreți, și a teologului și a păstorului, de a propune învățătura, nu de a o impune. Pe această cale, de fapt, creștinismul s-a răspândit în lume și în continuare se va răspândi la fel. Și acum, pentru că i-am obișnuit pe prietenii noștri, să relatăm pe scurt de fiecare dată experiențe decisive din biografia interlocutorilor mei, sunt realmente curioasă, interesată, cum s-a putut în această casă frumoasă de la Buruienești, da, din Moldova, României, să plece de acolo doi preoți mari și fratele dumneavoastră. M-am uitat de dimineață pe Vatican News și l-am regăsit semnând și am zis, a, uite, încă un danc acolo, meritoriu. Da, da, da. Sigur, eu aș atribui mamei tot meritul. Sunt niște scene din copilărie pe care nu le pot uita. De exemplu, mă trimitea la biserică duminica sau în sărbătoare și mă îmbrăca frumos, se uita la mine dacă sunt curat, îmbrăcat, așa ordonat. Și sigur, eu vedeam că pe stradă era noroi până să ies la o porțiune unde era drumul mai uscat sau ceva așa. Și mama stătea după gard, după ușă, după poartă, cumva așa, și mă pândea să vadă pe unde merg și cum merg. Sigur că apreciam, căutam locurile uscate ca să nu murdăresc pantofii, să nu murdăresc pantalonii. Veneam acasă, din nou le așezam în ordine și mama supraveghea toate aceste gesturi, comportamente, ca să nu vă mai spun apoi cu învățatul, cu școala. Nu era zi să nu mă controleze. N-am avut învățători și profesori atât de exigenți și de statornici, așa, în a controla progresul intelectual și spiritual al unui copil. Asta a făcut-o cu mine și cu toți ceilalți frații mei și surori. Deși, acum, ca să fiu ușor malițioasă, teza asta de doctorat, atât de riguroasă și decisă în interpretările pentru Eliade, i-ați dedicat-o tatălui și nu mamei. Tatăl a decedat înainte de vreme, să zic așa, avea 46 de ani când a murit într-un accident de muncă, aici în București, lucra la metrou atunci, pe vremea lui Ceaușescu. Și a fost foarte complicat. Eram student, am venit, nici n-am putut să aflu prea multe, pentru că la un moment dat era un zid de ingineri, de responsabili, care îmi spuneau, de aici încolo nu mai puteți să intrați, că oricum nu vă servește ceea ce veți afla, nu are rost să vă mai interesați de subiectul ăsta, lăsați așa, ne pare și nouă rău, și așa a fost. Sigur, se mascau atunci accidentele de muncă, știți bine asta, și n-am putut să intru și, într-un fel, ne-a mobilizat pe noi toți dispariția tatălui și ne-am și unit în jurul eforturilor mamei ca să supraviețuim din toate punctele de vedere. Da, sunt convinsă. Și ca oameni și, după aceea, sigur, și din punct de vedere așa, creștin, adică intelectual, iarăși cu școala. Și ne-am ajutat unii pe alții. Ca să vă dau un exemplu, în perioada respectivă, eram student în anul 2, nu aveam bani din ce să cumpărăm de îmbrăcat, de mâncat. Erați la Iași, ca eram să la Iași, înțelegem. Da. Da. În timpul verii, luam pe frații mai mari și surorile la fel și scriau la mână, eu traduceam o carte din franceză a lui André Frossard, cele 36 de dovezi ale existenței diavolului. Și traduceam cartea asta în limba română, că băteam la mașină cumva mai multe exemplare, ajungeam din nou la Iași și ori făceam schimb cu alți colegi sau le vindeam pur și simplu. Și cu banii care îi obțineam de acolo, trimiteam acasă mamei ca să cumpere lemne, de exemplu, pentru ea. Iar frații mei toți scriau la mână, eu le dictam. Stăteam prin cameră, mă plimbam, erau câte 3-4 și spuneam pagina 1. Și unul scria pagina 1 și scria tot ce spuneam. Asta e aproape o secvență de film. Luam caietele, după care, sigur, și le potriveam după pagini și mă apucam și băteam la mașină textul. Ne-am ajutat unii pe alții și mai ales ne-am dat așa exemplu, adică am văzut că frații mei după mine toți au învățat limba franceză. Eu traduceam din francez. Și alte limbi, evident, unde au avut nevoie. La fel, toți au ținut să facă o facultate. Toți au făcut. Deci, știu asta. Cât o facultate. Și, bineînțeles că apoi ne-am și sfătuit unii sau alții. Așa, tu ce părere ai? În ce direcție sunt înclinat? Și acoperim cam tot ce trebuie. Că la un moment dat, cea mai mică dintre noi, așa, o soră,
e medic și mama a zis cumva, zice, ei bine, dacă cel mai mare e medic sufletesc, de ce n-ar fi și un medic trupesc? Adică să fie cea mai mic și un medic de așa. Și avem, deci, în familie de toate. Dar vă spun, exemplele au fost cele care au atras și ne-au mobilizat. Exact cum se spune în limba latină, exempla trahunt. Da. Exemplele atrag. Asta a fost și în familia noastră. Și de aceea teza de doctorat i-am dedicat-o tatălui meu și din acea, nu știu, ce să vă spun, recunoștință, mulțumire, așa, dragoste față de un tată care ne-a iubit foarte mult și am simțit și care asta. Și a plecat prea repede. Prea repede. Da. Și am zis să marchez momentul acesta în drumul meu publicistic, așa, cu tata, și de acolo să mergem mai departe. Vreau să vă duc tot spre lucruri ale inimii, pentru că m-am gândit adesea citindu-vă la mărturisirile pe care le-ați făcut din când în când despre momentele de reală încântare întru Dumnezeu, dar și întru frumusețea artei, atunci când ieșit ostenit din bibliotecă, din biblioteca acestei universități gregoriene, mergeați în piața Sfântul Petru și mă odihneam, ziceți, la baza unei coloane a lui Bernini. Exact. O oră, două, cât îmi trebuia să am răgaz. Da. Ce fericire să intri un an, doi, trei, în Capela Pietà, de pildă, și să vezi aceste două chipuri iar și iar, și să le înțelegi, să le observi, să le asumi. Da, într-un fel nici nu mai știi când ajungi acolo, dacă ești tu care privești acele tablouri, acele icoane, acele statui, sau ele te privesc pe tine. De fapt, eu cred că armonia pe care o emană construcțiile de acolo, din piața San Pietro, bazilica, fațada, simțul acela al proporțiilor, efectiv te inundă de pace. Mă refăceam complet, mă resetam, cum se spune astăzi, așa, privind fațada bazilicii, San Pietro, și apoi șirul acela neîntrerupt de persoane, ca un șir de furnici, de pelerini, da, care pe o parte intrau, pe partea cealaltă ieșeau și nu se mai termina. Era așa, deci ca un șir de furnici intrau pe acolo. Și mă gândeam câtă lume se împărtășește din frumusețea artei, din forța artei, de fapt, de a reconcilia proporțiile, de a le armoniza. Și cred că din punctul ăsta de vedere, Dostoevski are un răspuns afirmativ la întrebarea aceea dacă frumusețea va salva lumea. Da, eu cred că frumusețea va salva lumea. Vreau să evocați pe scurt momentul extraordinar în care v-ați întâlnit și ați vorbit Papa Ioan Paul al II-lea. Era tot la Roma, probabil, tot în timpul studiilor. Da. Întotdeauna prima întâlnire, știți, contează și rămâne imprimată în suflet. Am participat într-o dimineață la ora 7 la liturghia prezidată de Papa Ioan Paul al II-lea, în calitate de preot, student, oaspete al Colegiului Englez, unde eram găzduit la Roma. Nu era deschis colegiul pentru preoții români și am fost primit acolo. Prin urmare, împreună cu rectorul colegiului și cu alți preoți din Irlanda, din Scoția, din Anglia, eram cred că vreo 7, am mers și am concelebrat, am asistat la liturghia Papei Ioan Paul al II-lea. După liturghie, m-a impresionat când a intrat în capelă, a țâșnit așa, parcă dintr-o ușă de acolo, l-am văzut dintr-o dată îmbrăcat în alb, o față așa îmbibată de un roz, așa cumva, deci ca un bunic, așa. Ca un bunic copil, da, ați observat. Exact, da. Era așa ceva, de o splendoare între copilul inocent și bunicul peste care au trecut toate cu măsură. Adică, da. Și când s-a așezat în genunchi și a făcut o rugăciune de pregătire înainte de liturghie, m-a prins deja în energia aceea pe care el o emana și am fost cu el prezent până la sfârșit. După slujbă, așa era protocolul, trebuia să-l salutăm pe Sfântul Părinte. Noi ne-am așezat într-o anumită ordine, așa, și rectorul colegiului ne prezenta pe fiecare. Când a ajuns în dreptul meu, a zis, preotul acesta a venit la colegiul nostru englez pentru că nu a găsit loc la un alt colegiu în Roma. Și papa a spus, și eu am făcut la fel când am venit la Roma. Am întrebat dacă aveți un loc la colegiul englez și nu m-ați primit.
Atunci rectorul a avut o intervenție pe moment foarte inteligentă, a zis că nu eram eu rector în vremea aceea, că v-aș fi primit. Frumos, da, a reparat, da, a reparat cu șarm, da, chestiunea. Eu am vrut să-l salut pe papa în limba latină și am și, da, început să spun ego sum sacerdos ex diocesis iasiensis. Așa a rămas așa de impresionat. A zis, episcopul tău e Gergel, da, știu foarte bine. Dar tu știi că odată jurisdicția mea ca arhiepiscop de Cracovia ajungea până la Marea Neagră? Deci ai fost un, în trecut, așa, un fost supus al meu sau un fost credincios al meu. Și mă bucur că ai venit la Roma. N-am știut de istoria asta, bucata asta de istorie. Asta era prin cât? 92. 92 în decembrie, da. 17 decembrie. Și știu asta și mă gândeam, zic, cum se potrivește la câțiva ani, așa, deci cu evenimente de la noi. A zis să fie spre vindecare și spre mântuire a tot ceea ce a fost tensionat și confuz în țara mea, în sufletul meu, în familia mea, întâlnirea asta. Și așa a fost, memorabil. Părinte profesor, dar pot să fiu atât de intruzivă încât să spun public aici despre o coincidență care pentru mine, dacă aș schimba rolul cu dumneavoastră, ar fi fost un semn divin. Sunteți născut în aceeași zi cu Papa Ioan Paul II-lea. Exact, da. Aceeași zi, da, în 18 mai. Sigur, atunci n-am făcut referință la asta. Eram foarte emoționat și, vă dați seama, atent mai ales la cuvintele pe care vreau să îi le spun în limba latină despre mine, despre biserica de unde vin, țara din care vin. Și nu am spus asta. Dar mai târziu am mai avut alte, așa să zic, mici dialoguri cu Papa Ioan Paul al II-lea. Unul a fost aici la Palatul Patriarhiei, da, în timpul vizitei lui. În 99, știam, da, știam asta. Tocmai când am ieșit de acolo, din sala de unde am transmis întâlnirea, trecea Papa împreună cu Patriarhul Teoctist și m-am lipit așa cumva de perete. Și el m-a întrebat așa, en passant, come va? Și am tradus, am comentat, am interpretat întâlnirea. Ai făcut-o bine, ai făcut foarte bine, bravo, bravo, felicitări. Avea o memorie, să știți, a chipurilor și a persoanelor și a numelor, Ioan Paul al II-lea, impresionantă. Eu mai degrabă mă gândeam că poate nu mă știe, poate m-a uitat sau ceva. Nu, nici vorbă. Îți spunea exact și unde s-a întâlnit cu tine. Personal am fost impresionată, vă mărturisesc, de evocările pe care le face, de pildă, prin 2005, imediat după plecarea dintre noi a Papei Ioan Paul al II-lea, pe care le face cardinalul Stanislav Givici, cel care a fost cumva și legatarul, nu? Da. Papei după cei 40 de ani cât i-a stat în preajmă, și felul în care, emoția în care, cu care spune cum aștepta să-i audă micul oftat în capela Palatului Apostolic de la Roma, sau cum aștepta să-l vadă sprijinindu-și fruntea de cârja episcopală. Cred că toți avem, sau cel puțin veacul rămâne cu aceste două imagini ale lui, cred și sper, evlavia cu care își sprijinea fruntea ascultând mesa, da, și cum începea cu crucea rozariului, liturgia, atingând-o de frunte, de umeri, gesturi extraordinare, da, mărci, de, da, fapt, de credință. Confirm oftatul așa despre care vorbește cardinalul Givici. Și noi când am fost în capela Papei Ioan Paul al II-lea și el a început momentul acela de pregătire, l-a început cu un oftat. Deci s-a așezat în genunchi și parcă a adus toată suferința lumii, a bisericii, și o prezenta lui Dumnezeu acolo în îngenunchierea aceea. Sigur, a fost foarte sensibil la suferință, la cruce, după cum am observat, și ultima lui imagine, de fapt, e asta, deci stând cu o cruce de lemn pe care o ținea strâns la piept și participa la ultima calea crucii din Vinerea Mare anului 2005, când nu mai putea să mai comunice, nu putea să mai transmită niciun mesaj vocal, dar cu ființa lui era tot un mesaj, adică era o contopire între persoana lui și cruce. Și mi-aduc aminte că L'Osservatore Romano a păstrat această imagine pe prima pagină timp de un an. Da, știu această imagine celebră și dăruită cumva nouă, da, da, din ceruri. E o imagine superbă. După cum superbă e și aceea pe care editura Humanitas a luat-o pe copertă
cu Papa Ioan Paul uitându-se pe fereastră cumva spre lume. Mă refer, cred că v-ați dat seama, la această carte care s-a tradus atunci și la noi, la puțină vreme după... Însemnări spirituale. Însemnări spirituale. Sunt însemnările din timpul exercițiilor spirituale pe care Papa le făcea în fiecare an, iar exercițiile durau cam o săptămână. Și se făcea un postul mare înainte de Paște. Era o pregătire pentru Paști. Și invitau câte un cardinal, câte un episcop sau un mare teolog, poet, așa, care să dirigeze cumva meditațiile, luând momente din viața lui Iisus și propunându-le într-o cheie, să spunem, de actualitate pentru biserică, pentru cei care erau acolo împreună cu Sfântul Părinte. Și Sfântul Părinte își nota de fiecare dată ecourile acelor celor meditații. Deci ce trezeau întrânsul? Toate însemnările acelea. Și sigur, uneori spunea, asta ar trebui să o dezvolt mai târziu. Voi reveni. Și însemnări spirituale, deci se referă la aceste exerciții spirituale, care, de fapt, îi încărcau bateriile din punctul ăsta de vedere pentru un an de zile. În aceste notițe profunde, dar fără cronologie și secrete cumva, pentru că au fost publicate... Da. Da, erau și însemnări oarecum critice la adresa unora. Și spunea că ar trebui să revină asupra acestor idei. Sau unele, pur și simplu, erau platforma de pe care plecau anumite inițiative ale lui. Dați-mi voie să spun că am fost uimită, ăsta e termenul, să văd în notițe referiri exacte la Hegel, la Raymond Aron, la politicieni, la vremurile noastre. Un monolog interior sfâșietor când se întreabă despre păcatele personale, despre vocația sa după atâta drum făcut într-o credință. Da. Sunt lucruri tulburătoare ale unei discipline de fier a minții și a inimii, așa încât ar trebui să ne despărțim pentru totdeauna, o spun, de ideea că, într-un fel, fiecare papă e un senior care se bucură de confortul Vaticanului, se pune în papa mobil și e aclamat de mulțime. Suntem departe de această, cumva, legendă urbană. Da, și sunt foarte, foarte umane. Pe mine asta m-a impresionat, pentru că și eu am trecut prin momente similare, m-am regăsit și eu acolo. Când zici la un moment dat, Doamne, dar e adevărat? Oare toată povestea asta ce se întâmplă cu mine, cu noi, cu biserica, cu asta? Sau e un text, e un supratext sau ce-o fi, metatext? Și îți vine ispita asta și se simte și în însemnările papei. Da. Ca de altfel în însemnările multor sfinți găsim tentația asta de a se prăbuși în neant sau cumva... atracția, dacă vreți, pe la urmă, a abisului, că ești pe malul prăpastiei tot timpul. Da? Și, sigur, apropierea de Dumnezeu îți creează o anumită sensibilitate față tocmai de ceea ce nu este El. Și la un moment dat ai impresia că aluneci în acel hău. Ei, asta se simțea și în însemnările papei. Prin toată abnegația sa, Ioan Paul al II-lea a adus Occidentului o lecție unică despre Estul Europei, ca spirit, ca și credință, pentru că încerc să mă conving de faptul evident până la urmă că abia după această poziție a Papei Ioan Paul al II-lea, cultura occidentală a înțeles pe deplin suferințele Estului și ale Esticului ca spirit. Da, expresia aceea, biserica cu doi plămâni, da, plămânul Europei de vest și al Europei de est, sigur, îi aparține Papei Ioan Paul al II-lea, dar pentru noi, noi am simțit asta din plin, evident, a fost un Mesia, un eliberator și îl putem considera, cred că, în ansamblu și în raport cu alte țări și din America Latină și din Asia. Cam asta ar fi diferența, cred că, între el și ceilalți papi care îi cunoaștem, Papa Benedict sau Papa Francisc. Deci e un Mesia eliberator. Pur și simplu s-a bătut pentru drepturile omului, cum n-a mai făcut-o nimeni, cred că nici iluminiștii, cei mai, așa, mai pasionați, să zic, de această temă, nu au luptat cum a luptat el pentru drepturile omului, dar cu precizarea că omul, de la zămislire,
și până la sfârșitul lui firesc, adică natural, fără să intervii, deci viața în întregime. Are o enciclică, Evangelium Vitae, deci Evanghelia Vieții, din 1995, în care chiar spune că suntem acum pătrunși de tendințele unei culturi a morții și ar trebui ca biserica să-și întărească anticorpii aceștia și să reziste la această cultură a morții și să pledeze cu toate forțele pentru viață. Din acest punct de vedere, e un Mesia eliberator al omenirii în ansamblu, putem să spunem. Bineînțeles, cu ghilimele de rigoare cât privește cuvântul Mesia, dar un eliberator și un promotor al drepturilor omului. Papa Benedict al XVI-lea a venit pe urmele lui și a adâncit, de fapt, drumul pe care l-a deschis Ioan Paul al II-lea, dar mai punând mai mult accentul pe catehizare, pe formare, pe formare umană. A fost profesor Papa Ratzinger sau Papa Benedict al XVI-lea și întrebat în ultima lui carte, ultimele conversații, dintre toate activitățile pe care le-a desfășurat, care i-a plăcut cea mai mult, el a spus că aia de profesor. Da. Dacă mă gândesc la actualul papă pe care îl așteptăm încoace repede, cu bucurie, și sunt convinsă că nu se va întâmpla, nu va fi răceala cu care a fost primit în Bulgaria, de pildă, no. Sper. Nu, no, nu, no. Suntem altfel. Din multe puncte de vedere suntem altfel decât bulgarii, cu tot respectul pentru cultura lor, pentru limba lor, pentru tradiția lor, dar și, vedeți, și poziția geografică la un moment dat a unui popor participă la configurarea lui spirituală și mentală. De aceea noi suntem fundamental deschiși. Plus că suntem și datori, părinte, profesor, cumva, după 20 de ani, suntem încă datori acestei minunate sintagme a celuilalt papă, Ioan Paul al II-lea, care spune despre România că e grădina Maicii Domnului. Da, și atunci nu-l vom lăsa clar să se roage singur, ca în Catedrala Nevski, așa cum s-a întâmplat, s-a rugat în tăcere și a plecat de acolo fără ca ortodoxii să fie prea atașați de prezența lui. Eu sunt acum membru în Comisia Națională de Pregătire a Vizitei Papei Francisc în România, da, și am fost și în Comisia Națională de Pregătire a Vizitei Papei Ioan Paul al II-lea, acum 20 de ani. Ca amintire de atunci, mi-am păstrat numărul de telefon. O firmă pe vremea aceea ne-a oferit 10 cartele SIM ca să putem vorbi între noi. Și numărul acela l-am păstrat până astăzi, nu l-am schimbat, în amintirea vizitei papei Ioan Paul al II-lea. Vreau să vă spun că în zilele premergătoare și săptămânile mai premergătoare a existat și în spațiul public românesc o anumită tensiune, o anumită teamă, ceva așa. Dar în momentul în care s-a apropiat ziua venirii lui, sosirii lui, așa, și mai ales când a rostit primul discurs în limba română, în București fusese în zilele anterioare ploaie, nori, a ieșit soarele și soarele a fost timp de 3 zile, atunci în 1999. A fost ceva formidabil, o experiență astrală, am zis noi atunci, da. Iar lumea a inundat străzile, a venit din toate părțile și din țară, atâția pelerini au fost atunci la București să-l vadă. Cred că așa va fi și acum, deși avem un papă diferit. Spre deosebire de cel pe care l-am evocat mai devreme, Ioan Paul al II-lea, Papa Francisc, în primul rând, este european, e ezuit, da? Este primul, cel dintâi, care vine de pe continentul american. S-a spus că e un papă jucător, că e un papă mediatic. Carisma lui nu mai poate fi pusă la îndoială. E un papă ezuit cu inimă de franciscan. Da. Nu la întâmplare și-a ales numele de Francisc, dar este fiu de emigranți. Părinții, italieni. Da, italieni. Părinții lui sunt originari din Piemonte, tatăl, și mama e din Genova. Deci tot din Italia, cu părinții născuți acolo în Argentina. Deci are rădăcini italiene. Dar această experiență de emigrat și necazurile cu care s-au confruntat și ei acolo, și sărăcia, ultima... și vă dați seama, riscurile la care s-a expus familia lui, și le-a simțit din plin. De aici și sensibilitatea față de refugiați, față de migranți, nu e ceva, așa să spun, întâmplător. Ca să nu vă mai spun că iezuiții, deja după Conciliul Vatican II, cu unul dintre părinții lor generali, superiorii lor general, Padre Arupe, se pregătește acum cauza lui de beatificare, au simțit o direcție în care să se îndrepte biserica și inclusiv societatea lor, a călugărilor iezuiți, și anume spre refugiați. Au simțit că migrațiile
devin un fenomen structural al lumii contemporane. Deci, și probabil așa a fost mai dintotdeauna. Dați-mi voie să strecor replica lui când spune toți suntem imigranți, toți suntem niște imigranți. Da. Și devine deci o coordonată a existenței noastre. Sigur, în definitiv, de ce n-am putea noi călători liber acum de aici, de la București, să mergem, nu știu, la Bangkok sau să mergem la Moscova, să trăim acolo o vreme, să construim ceva, să muncim, să venim înapoi. Vedeți, în continuare suntem prizonierii unor prejudecăți și politice și de multe feluri. Întâlnirea istorică cu patriarhul Bisericii Ruse, Kiril, și nu oriunde, ci la Havana, în Cuba. Da. Și mai mult decât atât, vreau să le spun prietenilor noștri că Papa Francisc a spus atunci cu prietenie, ce frumos, suntem amândoi episcopi. Suntem amândoi episcopi, suntem botezați, suntem frați, dar să găsim calea comună care poate să apropie bisericile noastre. Din totdeauna ei au pledat pentru lucrurile esențiale care, să zic așa, caracterizează o persoană, o persoană juridică, o persoană fizică. Și în cazul de față, deci, botezul este ceea ce ne unește pe toți creștinii. În jurul acestui sacrament, noi spunem că e o taină sau sacrament, e prima și cea mai importantă dintre taine, de fapt, se deschide drumul nostru către biserică, dar de acolo trebuie început orice dialog cu ceilalți care sunt diferiți de noi în ceea ce privește confesiunea sau tradiția creștină. E o pledoarie pentru ecumenism, așa, dar bine, cuvântul la noi este devalorizat, unii l-au abuzat, unii înțeleg altceva, că e un joc politic, nu e vorba de așa, e vorba de acea atitudine fundamentală a celui care participă la dialog, anume să aibă umilința de a-l asculta pe celălalt și în același timp tăria să-și afirme propria identitate. Dialogul nu se face în identități șterse sau anihilate, dimpotrivă, subliniate, profilate. Altfel nu putem să ne întâlnim unii cu ceilalți, nu ar exista dialog. Pe de o parte. Pe de altă parte, dialogul presupune, între creștini, presupune și această conștiință că o unitate nu mai e posibilă așa cum a fost odată, ci va fi o unitate între oameni care se împacă între ei. Noi spunem unitate reconciliată. Deci o unitate între creștini care își asumă lipsurile, fragilitățile, limitele. Dacă există această disponibilitate, deci de a asuma limita și fragilitatea, că ai greșit și tu cumva, întotdeauna când doi se ceartă, știți, adevărul e pe la mijloc și ambii au o anumită parte de vină. La fel și între biserici. Discursul acesta trebuie făcut așa, într-un spirit de umilință și într-un spirit de asumare a limitelor proprii. Ceea ce Papa Francisc o face, ați văzut, de fiecare dată când s-a întâlnit cu Papa Bartolomeu al Constantinopolului, i-a sărutat crucea. Da? Da. La fel a făcut și cu patriarhul Nifon, mi se pare, cel de la Sofia. Da. Da, i-a sărutat crucea. Se pleacă în fața celuilalt. Asta este condiția ca să poți să intri într-un dialog al activității pentru refacerea unității. Să completez prin aceste premiere într-o credință, cumva, dacă pot să le numesc, pentru că e cel din tâi care s-a dus în peninsula arabică, practic în leagănul islamului. A stat în Maroc în fața câtorva, anul trecut, nu? Sau la începutul anului ăstuia. Da. În fața câtorva. Da, câteva zeci de mii de persoane care l-au ascultat în fața moscheei. Nu-i puțin lucru, nu e deloc întâmplător, nu e o simplă coincidență. Acum îmi vine în gând o altă carte, de data asta a Papei Francisc, apărută și la noi, cred, la editura 3, în urmă cu 2-3 ani, este tot un dialog, un super dialog interreligios cu Abraham Scorza. Un rabin din Buenos Aires, cu care el a avut o conversație publicată ulterior pe diferite teme legate de în versiunea românească, cred că e despre cer, despre pământ. Da, între cer și pământ. Și iau împreună în discuție teme mari, ateismul, banii, politica, tinerii, viața. Da, practic toate câte sunt ale omului, cu un firesc și cu o erudiție totodată cuceritoare. Și acum... Da, Papa Francisc susține mereu ideea asta că religia musulmanilor nu e o religie
orientată spre război și spre violență, spre distrugere, așa cum se citește prin prisma atentatelor susținute de unii musulmani radicalizați. Și întotdeauna comentariile lui sunt foarte prudente. E ajutat și de o echipă de secretari care îi studiază fiecare cuvânt, câteodată mai iese din paginile acelea propuse, dar se simte dorința asta a lui de a salva acea lume care e devotată lui Dumnezeu numit Allah, dar e Dumnezeu, creator, e aceeași, să zic, concepție despre Dumnezeu pe care o avem și noi, unul singur, un Dumnezeu creator, și cu care suntem legați prin tradiții și practici comune, cum este postul, de exemplu, l-avem la fel, sau avem rugăciunea, sau chiar și respectul față de Isus și față de Maica Domnului, care există în Coran și pe care musulmanii îl afișează atunci când ei se roagă, când participă la ceremoniile lor. Sigur, printre cele 99 de nume ale lui Dumnezeu din Coran, unul este Dumnezeu Milostivire, și Papa întotdeauna subliniază în dialogurile cu musulmanii aceste locuri, să zic, care ne apropie, sau concepții, sau imagini despre Dumnezeu care sunt comune. Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat la Abu Dhabi e ceva, într-adevăr, revoluționar, pentru că e pentru prima dată când, împreună cu rectorul Universității din Cairo, au semnat un document, pentru a pune împreună toate energiile lor spirituale, creștinii și musulmanii, și să cultive o lume bazată pe solidaritate și frățietate. Păi asta nu dorește și Isus, asta nu vrem și noi, creștinii. Deci, în cheie profană, să spunem, caritatea sau iubirea de aproape se numește solidaritate sau frățietate. Nu spune Isus că toți suntem frați unii cu alții. Nu spuneți și dumneavoastră, părinte, da, profesor, în predici duminica v-am auzit când spuneți firesc, iertarea și nu pedeapsa îl va îndrepta pe om. Sau, ca să mai aduc cumva discuția și spre, repet în glumă, campionatul dumneavoastră, când spuneți cu multă nuanță, credința fără dubii nu rodește. Exact. Da, o credință în această rigidă, o credință înțepenită în cuvinte și în, ce să vă spun, în dogme, ca să zic așa, din punct de vedere teologic, aia ucide. Deci nu rodește, nu dă viață. Credința trebuie să fie cumva pusă la încercare, că trebuie să te expui, trebuie să riști. Mi-aduc aminte de titlul unei cărți a unui scriitor italian, Prezzolini, care zice: Dio è un rischio, Dumnezeu este un risc. La fel, cine crede în Dumnezeu e un om care riscă. Și credința este un risc în cele din urmă. Dacă vreți, din Noul Testament, cea mai frumoasă invocație despre credință pe care ar trebui să ne-o asumăm ar fi aceasta, acelui privilegiat căruia Iisus i-a vindecat copilul și i-a zis: Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Suntem mereu între a crede și a nu crede. Și această tensiune devine roditoare. Altfel, sigur, ne limităm la repetarea unor texte, invocarea unor dogme, dar ele, să zic așa, țin de un registru al trecutului și în prezent nu rodesc. Spuneți așa, părinte profesor, că avem două lecții ilustre în Sfântul Sacrament și că una este apostolului Toma, cealaltă e a lui Pilat, care ar vrea o conștiință liberă și nepătată, dar fără să-și asume sacrificiul. În raportarea aceasta la adevăr, sigur, în cele din urmă există tendința să ne oprim la ceea ce noi am asimilat, am reușit să asimilăm sau să găsim ca adevăr și să-l impunem celorlalți, gândind că adevărul este doar, nu știu, rezultatul propriilor noastre căutări. Sigur, într-o perspectivă creștină, adevărul fiecăruia dintre noi este ca un ciop de oglindă care oglindește adevărul întreg. Sigur, Pilat, cu acea întrebare, ce este adevărul, mai degrabă a vrut să transmită un mesaj de răceală, de cinism. S-a comportat într-o manieră cinică când adevărul era în fața lui. De fapt, era o persoană. Dar nu avea capacitatea aceasta de a-și expune cumva propriul adevăr
la raportarea aceasta cu adevărul universal sau adevărul absolut sau adevărul persoană care era Hristos, care a spus despre sine: eu sunt calea, adevărul și viața. Ce vom face cu aceste mesianisme pământești care ne tentează în postmodernitate continuu? Pentru că dacă raționalismul cumva a alungat credința în iluminism și în prima parte a modernității, acum credința s-a întors spre polul slăbiciunii ei și noi suntem cu ochii spre tot felul de tentații de împrumut. Eu cred că un mesaj de viață autentică vine din periferie astăzi, așa cum ne arată și Papa Francisc, și nu din centru. Periferia e capabilă să schimbe lumea. Întotdeauna cei care se află la centru caută să rămână acolo și, sigur, impun după aceea o cultură sau o retorică, dacă vreți, a centrului. Noi credem că de acolo poate să iasă ceva. Prin urmare, să ne purificăm ochii ieșind din bastioanele noastre, din cetățile pe care le-am construit, din prejudecăți. Cum spune și Papa Francisc, vrea o biserică așa... O biserică săracă a săracilor. A săracilor, da, dar în ieșire, deci care să fie într-un proces, să nu fie cumva așa înregimentată sau închistată într-o formă, într-o imagine, repet, care ține de trecut și nu mai corespunde lumea de astăzi. O revizuire continuă și constructivă a adevărurilor creștinismului. Sigur, sunt de acord și cu revizuirea și reconstrucția, dar fără aceste experiențe ale unui, să zic, unei, nu știu, zguduiri, ale unui cutremur existențial, spiritual, omul nu se schimbă. Fără această experiență a unei desprinderi de tot ceea ce știai tu sau ți-au spus alții, nu cred că poți să-L întâlnești pe Dumnezeu. Am o glumă aici, o imagine. Spune că cineva era pe malul unei prăpastii, se ținea strâns de un arbust acolo și striga: ajutor, ajutor, ajutor! Și de jos Dumnezeu îi spune: eu sunt aici, dă-ți drumul! Și el se uită, zice: altcineva în afară de Dumnezeu nu mai e pe acolo. Deci nu avem curajul acesta să ne desprindem de ceea ce am învățat, de ceea ce ne-au spus alții, ce am învățat noi. Ei, ruptura aceasta, saltul acesta la un moment dat devine eliberator. L-ați spus de asemenea undeva citindu-l pe Rilke: copacii sunt doar la suprafață diferiți, tulpinile și coroanele lor parcă nu seamănă, dar în pământ rădăcinile lor se îmbrățișează. Rămânem pe acest gând. Vă mulțumesc, Părinte Profesor, pentru astăzi. Cu mult drag. La revedere. Și vă mai așteptăm.